Joi de la ora 8 au început lucrările de asfaltare pe strada Energiei. Acestea se vor executa pe câte un sens de mers, fără întreruperea totală a circulației rutiere. Acest proiect Energiei Mioriței este un proiect integrat în care sunt înlocuite inclusiv o parte din rețelele de utilități. Astăzi vom asfalta strada Energiei, urmând ca imediat ce vom finaliza de asfaltare această stradă, să asfaltăm strada Gării, să închidem acest inel și apoi începem practic asfaltarea strada Mioriței. Cam cât durează lucrările aici pe strada Energiei și pe strada Gării? Noi dorim ca în două săptămâni, să zicem așa, maxim trei săptămâni, să finalizăm strada Energiei, strada Gării și chiar strada Mioriței. Primăria Bacău îi roagă pe conducătorii autoriverani și pe cei care tranzitează strada Energiei să respecte indicațiile poliției locale și să nu parcheze autoturismele în zonele în care se asfaltează. Lucrările se vor finaliza în cursul zilei de marți, 27 mai.